Imediat la știri. Început de an în forță la Primăria Capitalei, primarul general Gabriela Firea a organizat un comandament în care a anunțat noi măsuri pentru decongestionarea traficului din capitală. În acest an se are în vedere înlocuirea parcului auto al RATB, dar și construirea de noi parcări. Primarul general a mai anunțat că vor continua și vor fi demarate noi lucrări la pasajele rutiere. Fluidizarea traficului din capitală este o prioritate pentru primarul general. Gabriela Firea a anunțat că bucureștenii vor avea ocazia în curând să circule cu autobuze și tramvaie noi. Suntem în plină procedură de licitație pentru achiziția celor 400 de autobuze Euro 6. Ne dorim și noi la fel de mult ca toți cetățenii din București să avem un parc auto al RATB înnoit în totalitate și vom continua proceduri de licitație și în acest an, caietele de sarcini sunt aproape finalizate, în ceea ce privește achiziția a 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze GNC gaz natural comprimat și 100 de autobuze electrice etapizat. Din acestea, 42 au deja funcțională stație de încărcare în acest moment, celelalte 58 din cele 100 de autobuze electrice vor fi achiziționate cu tot cu stația de încărcare. De asemenea, în acest an va fi demarată construcția de noi parcări terane și subterane în paralel cu taxarea domeniului public. În acest moment, așa cum puteți și dumneavoastră să observați, chiar și acolo unde există parcare subterană sau supraterană, publică sau privată, cetățenii preferă să parcheze pe domeniul public, de obicei pe banda întâi, blocând astfel sau contribuind la blocarea circulației. Lansăm în acest an licitații pentru atribuire prin concesionare a realizării următoarelor parcări. Edgar Chine, 3 niveluri, 380 de locuri, parcare subterană Piața Dorobanți, 2 niveluri, 254 de locuri, parcaj subteran Gara de Nord, 867 de locuri. Vasile Blaga a petrecut pe 5 de